estimatei respective. Eu nu trebuie decât să îmbrac această unitate funcțională într-o carcasă care să atragă clientul. În fond, este un bun de larg consum care poate atrage însă și un designer prin designul ei. Lucrul se desfășoară la acest moment pe ele, în vedere, da? Și știm foarte bine de la geometrie descriptivă că avem vederile front, top, left, right și așa mai departe. Deci vedere care sunt ale componentului. Ok? Există aici o parte de definire ca și culoare, da? Deci o pot defini diferite, diferite culori. Ce este important și de reținut? Fiecare tip de fitpon pe care îl definez este înțeles de către sistem ca și nerves, deci ca și spline, da? Orice spline este definit de un descriptor, oricând, atât din inventor, cât și din softul despre care vă vorbesc acum, acest alias, pot efectiv modifica, modificând configurația acestui spline. Da? Lucrul care, vă spun sincer, în inventor mi este foarte greu și ar trebui să lucrez destul de mult și să fac foarte multe floricele ca să pot realiza. Ei, aici devine foarte ușor și lasă, să spunem, liber deschis ușa către imaginație. Pentru că pot folosi, observați, da? Deci pot trage de nărți, de descriptor, de punctele univers, atât cât vreau, astfel încât să folosesc puterea softului pe care îl prezint. Da? Ok. Observați că aceea era doar o vedere. Pot trece acum să creez cel de-al doilea tip de vedere. Da? Hai să facem un stop. Și pentru colegul care spune că a lucrat, da? Ce avem? Avem vedere de sus, da? Vedere stânga, da? Și ce se întâmplă? Impresia lor într-un triedru, într-un triedru din top, pot obține